Bună dimineața! Astăzi vom citi capitolul 2 și 3 din prima carte a regilor. Vom afla despre testamentul politic al lui David, despre prima viziune a lui Solomon și despre înțelepciunea deosebită a acestuia. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga scriptură. 1 Regi 2. Testamentul politic al lui David. Când se apropia vremea să moară, David i-a poruncit fiului său Solomon zicând: Eu mă duc pe calea întregului pământ. Întărește-te și fii bărbat. Împlinește cererile Domnului Dumnezeul tău, umblând pe căile lui și păzind hotărârile, poruncile, judecățile și învățăturile lui, așa cum este scris în legea lui Moise, ca să reușești în tot ceea ce vei face și oriunde vei merge, și pentru ca Domnul să-și țină promisiunea pe care mi-a făcut-o zicând: Dacă fiii tăi vor veghea asupra căii lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș la tronul lui Israel. Tu știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei, ce le-a făcut celor doi conducători ai armatelor lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Eter. I-a ucis și a vărsat sânge de război în timp de pace. A pus astfel sângele de război pe teaca de la brâul și pe sandalele lui din picioare. Fă-i după înțelepciunea ta, dar nu-i coborî în pace perii albi în locuința morților. Arată-le însă bunătate fiilor lui Barzilai, Giladitul, ei să fie printre cei care mănâncă la masa ta, căci mi-au fost alături atunci când fugeam de fratele tău Absalom. Iată, îl ai cu tine pe Shimei, fiul lui Gera, Beniamitul din Bahurim. El a rostit blesteme aspre împotriva mea în ziua în care mergeam la Mahanaim. Dar când a coborât la întâmpinarea mea la Iordan, i-am jurat pe Domnul zicând: Nu te voi omorî cu sabia. Tu însă să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și vei ști ce să-i faci. Cu sânge să-i cobori perii albi în locuința morților. Apoi David a adormit alături de strămoșii săi și a fost înmormântat în cetatea lui David. El a domnit peste Israel timp de 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani, iar la Ierusalim a domnit 33 de ani. Astfel, Solomon i-a urmat la tron tatălui său David și domnia lui s-a consolidat foarte mult. Consolidarea autorității politice a lui Solomon. Adonia, fiul Hagitei, a venit la Batșeba, mama lui Solomon. Ea l-a întrebat: Vii cu pace? El a răspuns: Cu pace. Apoi el a zis: Am ceva să-ți spun. Ea a zis: Vorbește. El a zis: Tu știi că domnia era a mea și că tot Israelul își îndreptase fața spre mine ca să fiu rege. Dar domnia i-a revenit fratelui meu, căci a primit-o de la Domnul. Acum doresc să-ți cer o favoare, să nu-mi întorci fața. Ea i-a zis: Vorbește. El a zis: Spune-i, te rog, regelui Solomon să-mi o dea de soție pe Abishag, sunamita, fiindcă el nu te va refuza. Batșeba a răspuns: Bine, îi voi vorbi regelui pentru tine. Batșeba s-a dus la regele Solomon ca să vorbească pentru Adonia. Regele s-a ridicat să o întâmpine, s-a plecat înaintea ei și apoi s-a așezat pe tron. El a poruncit să se aducă un tron pentru mama lui, iar ea s-a așezat la dreapta lui. Apoi ea a zis: Doresc să-ți cer o mică favoare, să nu-mi întorci fața. Regele i-a răspuns: Cere, mamă, căci nu-ți voi întoarce fața. Ea a zis: Abishag, sunamita, să-i fie dată de soție fratelui tău Adonia. Regele Solomon a răspuns și a zis mamei sale: De ce o ceri doar pe Abishag, sunamita, pentru Adonia? Cere și domnia pentru el, căci este fratele meu mai mare. Ca o aluzie la cererea de a avea posesiune asupra haremului regal. Aceasta era o pretenție la tron.
Cer eu pentru el, pentru preotul Abiatar și pentru Ioab, fiul Țeruiei. Atunci regele Solomon a jurat pe Domnul zicând: Dumnezeu să se poarte cu mine cu toată asprimea, dacă aceste cuvinte nu-l vor costa viața pe Adonia. Viu este Domnul care m-a întărit și m-a așezat pe tronul tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după cum a promis că Adonia va muri astăzi. Regele Solomon l-a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, ca să-l omoare. Și astfel Adonia a murit. După aceea, regele i-a zis preotului Abiatar: Du-te la proprietățile tale de la Anatot, căci meriți să mori. Dar nu te voi omorâ astăzi, deoarece ai purtat chivotul Domnului, stăpânul, înaintea tatălui meu David și ai luat parte la tot ce a suferit tatăl meu. Astfel, Solomon l-a alungat pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, împlinind cuvântul pe care îl rostise Domnul la Shilo despre casa lui Eli. Când a primit vestea, Ioab, care trecuse de partea lui Adonia, deși nu trecuse de partea lui Absalom, a fugit la cortul Domnului și s-a prins de coarnele altarului. Regele Solomon a fost înștiințat că Ioab a fugit la cortul Domnului și că iată era lângă altar. Atunci Solomon l-a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, zicând: Du-te și omoară-l! Benaia a ajuns la cortul Domnului și i-a zis lui Ioab: Așa vorbește regele, ieși afară! Dar el a răspuns: Nu! Vreau să mor aici! Benaia s-a întors la rege cu acest mesaj zicând: Așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns. Regele i-a zis: Fă așa cum a zis, omoară-l și apoi îngroapă-l. Să îndepărteze astfel de peste mine și de peste familia tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără motiv. Domnul îl va pedepsi pentru sângele vărsat, pentru că i-a omorât pe cei doi bărbați care erau mai drepți și mai buni decât el și i-a ucis cu sabia pe Abner, fiul lui Ner, conducătorul armatei lui Israel, și pe Amasa, fiul lui Eter, conducătorul armatei lui Iuda, fără ca tatăl meu David să știe acest lucru. Sângele lor să fie asupra capului lui Ioab și asupra capului urmașilor lui pentru totdeauna. Dar asupra lui David, a urmașilor lui, a familiei lui și a tronului lui să fie pace de la Domnul pentru totdeauna. Atunci Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a dus, l-a lovit pe Ioab și l-a omorât. Acesta a fost îngropat apoi în proprietatea lui din deșert. Regele l-a numit pe Benaia, fiul lui Jehoiada, conducător al armatei în locul lui Ioab, iar pe preotul Țadoc l-a pus în locul lui Abiatar. Apoi regele a trimis să-l cheme pe Shimei și i-a zis: Construiește-ți o casă în Ierusalim și locuiește acolo, dar să nu pleci de acolo în altă parte. Fii sigur că în ziua în care vei pleca și vei trece pârâul Chidron, vei muri. Atunci sângele tău va fi asupra capului tău. Shimei i-a răspuns regelui: Bine, slujitorul tău va face așa cum a zis stăpânul meu, regele. Astfel, Shimei a locuit multe zile la Ierusalim. 3 ani mai târziu însă, 2 dintre slujitorii lui Shimei au fugit la Achish, fiul lui Maaca, regele Gatului. L-au înștiințat pe Shimei zicând: Iată că slujitorii tăi sunt în Gat. Atunci Shimei s-a ridicat, a pus șaua pe măgar și s-a dus la Achish, în Gat, ca să-și caute slujitorii. Shimei a plecat și și-a adus slujitorii înapoi din Gat. I s-a spus lui Solomon că Shimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. Atunci regele a trimis și l-a chemat pe Shimei. El i-a zis: Oare nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu te-am avertizat zicând: În ziua în care vei pleca și te vei duce în altă parte, să știi sigur că vei muri? Nu mi-ai răspuns tu: Bine, voi asculta. De ce nu ți-ai ținut jurământul făcut Domnului și n-ai ascultat porunca pe care ți-am dat-o? Apoi regele i-a zis lui Shimei: Tu știi în inima ta tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David. Acum Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău, dar regele Solomon va fi binecuvântat
iar tronul lui David va fi consolidat înaintea Domnului pentru totdeauna. Și regele i-a poruncit lui Benaia, fiul lui Jehoiada, să-l omoare. El a ieșit, l-a lovit pe Shimei și l-a omorât. Și astfel, Solomon și-a consolidat domnia. 1 Regi 3. Solomon s-a înrudit cu Faraon, regele Egiptului. El a luat-o de soție pe fata acestuia și a adus-o în cetatea lui David până când a terminat de construit palatul, casa Domnului și zidul din jurul Ierusalimului. Prima vedenie a lui Solomon. Poporul încă mai aducea jertfe pe înălțimi, căci încă nu fusese construită o casă pentru numele Domnului. Solomon îl iubea pe Domnul, împlinind hotărârile tatălui său David, însă aducea jertfe și ardea tămâie pe înălțimi. Regele s-a dus la Givon ca să aducă jertfe acolo, căci era cea mai importantă înălțime. El a adus pe altarul de acolo 1000 de arderi de tot. La Givon, Domnul i s-a arătat lui Solomon noaptea într-un vis și Dumnezeu i-a zis: "Cere ce vrei să-ți dau." Solomon a răspuns: "Tu ai arătat o mare îndurare față de slujitorul tău David, tatăl meu, căci a umblat înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă. Tu ai păstrat această mare îndurare față de el și i-ai dat un fiu care stă astăzi pe tronul său. Doamne, Dumnezeul meu, Tu l-ai numit rege pe slujitorul Tău în locul tatălui meu David. Însă eu sunt tânăr și nu știu să conduc. Slujitorul Tău se află în mijlocul poporului pe care l-ai ales, un popor atât de numeros încât nu poate fi calculat sau numărat. Dă-i slujitorului Tău o inimă care ascultă, ca să judec poporul Tău și să pot face diferența între bine și rău. Căci cine este în stare să judece acest popor al tău atât de numeros?" Domnului i-a plăcut lucrul pe care l-a cerut Solomon. Dumnezeu i-a zis: "Pentru că ai cerut acest lucru și nu ai cerut pentru tine nici viață lungă, nici bogății și nici moartea dușmanilor tăi, ci ai cerut pricepere ca să asculți la judecată, iată că voi face așa cum ai cerut. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută cum nu s-a mai văzut la nimeni înaintea ta și nu se va mai vedea la nimeni care va urca la tron după tine. Mai mult, îți voi da și ceea ce nu ai cerut, atât bogății cât și glorie, așa încât nu va fi niciun alt rege ca tine în toate zilele tale. Și dacă vei umbla pe căile mele, păzind hotărârile și poruncile mele, așa cum a făcut tatăl tău David, îți voi lungi zilele." Solomon s-a trezit și iată că fusese un vis. El s-a întors la Ierusalim, s-a înfățișat înaintea chivotului legământului cu stăpânul și a adus arderi de tot și jertfe de pace. Apoi a dat un ospăț pentru toți slujitorii săi. Înțelepciunea lui Solomon. Atunci au venit înaintea regelui două prostituate. Prima femeie a zis: "Ah, stăpânul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă. Eu am născut lângă ea în casă, iar la 3 zile după ce am născut eu, a născut și femeia aceasta. Eram împreună, nu mai era nimeni cu noi în casă, eram doar noi două în casă. În timpul nopții, fiul acestei femei a murit din cauza că se culcase peste el. Ea s-a sculat pe la miezul nopții, l-a luat pe fiul meu de lângă mine, în timp ce slujitoarea ta dormea, și l-a așezat la sânul ei, iar pe fiul ei mort l-a așezat la sânul meu. Când m-am trezit dimineața ca să-mi alăptez fiul, iată că el era mort. M-am uitat la el cu atenție dimineața și iată că nu era fiul meu pe care îl născusem." Cealaltă femeie a zis: "Ba nu! Fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort." Dar aceasta a răspuns: "Ba nu, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu." Așa au vorbit între ele înaintea regelui. Atunci regele a zis: "Aceasta zice, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort.
Iar cealaltă zice, ba nu, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Apoi regele a zis, aduceți-mi o sabie. Ei au adus o sabie înaintea regelui. Regele a zis, tăiați copilul cel viu în două și dați-i o jumătate uneia și o jumătate celeilalte. Atunci, femeia al cărei fiu era cel viu i-a vorbit regelui, căci a fost milă de fiul ei și a zis, te rog, stăpânul meu, dă-i ei nou-născutul viu, să nu cumva să-l omori. Cealaltă însă zicea, să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l în două. Regele a răspuns și a zis, dați primei femei nou-născutul cel viu și nu-l omorâți, ea este mama lui. Tot Israelul a auzit judecata pronunțată de rege. Ei s-au temut de el, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era înăuntru lui, ca să facă dreptate. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Bunul Dumnezeu să-ți dea înțelepciune în tot ceea ce vei face. El să-ți conducă fiecare alegere și fiecare pas. Să ai o zi binecuvântată! Pe mâine!